Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video cu Pokémon Brilliant Diamond. Suntem aici în pădure către Eterna City, dacă stau bine să-mi aduc aminte, ia suntem. Am dreptate? Da, ne ducem către Eterna City și am întâlnit o prietenă aici, după cum o vedeți, avem un ajutor numit Cheryl, care ea ne va da heal la Pokémon atunci când avem nevoie. Și desigur, am zis să începem tot de aici, nu voiam să fac ceva off-camera pentru că deja aici lucrurile sunt cumva legate de poveste. Desigur, vreau să luăm puțin niște lucruri de pe aici, de prin pădure și, cum am spus, o să încerc să mă folosesc de sugestiile voastre de nume din comentarii ca să pun nume Pokémonilor pe care noi îi prindem. Caz de n-ați prin seria de pe la început sau chestii genul acesta. Ok, azi de noi ce drumuri avem pe aici de luat, că văd că e o zonă destul de dubioasă. Nu știu ce cu piatra asta aici. A, e doar o piatră foarte cool, altceva nimic specială. Mă gândeam că poate e o treabă. Ah, ok, deci putem să găsim o mișcare de tăiat. Deci să găsim o mișcare de tăiat lucruri. Opa, ne bate cam doi deodată? S-au trezit doi. Oh, shit. Ăștia au bug Pokémons. Nu-i problemă. N-avem noi, n-avem noi stres de așa. Oh, e și Cheryl cu noi. Cine ziceți, mă, că-i spart pe amândoi? Pachirisu și Warple. Lejer. Cheryl scoate Chansey. Oh, ok. Oh my god, Ionel ar trebui să-l vindecăm o țără. Am cam uitat de el. Oh, Flame Wheel. Dead. Cred că e puțin cam mult, hă? Ziceți, e puțin cam mult un Flame Wheel păstra cu ăla? Nu, oh, cred că supără. Luca cu rank up, nice. Ok, Pachirisul dă cu electricitate, abia dă damage, ceea ce bine, dar i-a dat paralizie, asta nu prea e frumi. Oi, bai, ne ocupăm noi de treabă. Zine dacă o să ne dea și heal totuși. Butterfree, oh, altul pe care îl distrugem. Mamă, urăsc ăsta, Beautifly, urât Pokémon. Urât rău de tot. Hai și pe să-l dăm one shot jos, boom, dead. Aia zic. N-are, mă, n-au băieți nicio șansă în fața mea, nu. Mă jur, cred că cei mai strong Pokémon de start ăsta e de foc. Dar de câte am văzut, în multe jocuri de genul ăsta Pokémon unde se face speedrun, adică să termin jocul cât mai repede posibil, cea mai bună strategie este să iei ceva Pokémon de apă sau alte nebunii sau ce poți găsi mai târziu. Aulă, cred că ar trebui să dăm și noi o idee de healing. E dat cu pupic. Cred că se rușinează să nu mai poți facă nimica. Da, e dat confusion. S-a rușinat. Silcum. Oh, altul pe care îl spargem instant. Da, frate, că atât cât putem să atacăm, eu zic că nu-i problemă. Pachirisul e păcilean acolo, e confusion. Quick attack tot pe mine, Etena. Bă, băiatule. Dacă nu-mi dă heal asta, o să-mi dau eu un heal dacă e. Hai că Silcum s-a dus. Acum trebuie să scăpăm de Pachirisul, desigur. E deja confused și mai dăm noi un Flame Wheel acolo, a ieșit din confusion, iară quick attack. Mamă, dar dă Chansey, care Chansey n-are nicio treabă. Aaa, și suntem paralizați, firar. Îi dă iară disarming voice ca să nu mai facă nimica. Eu tot încerc niște Flame Wheel-uri. Nu mai da apa, uleu. Dar mai trebuie să dăm healing neapărat sau batem direct? Dăm direct jos, nu mai contează. Lejer și KFC cu level up. Mamă, hai că am bătut pe ăștia că deja sunt teroare, mă jur. Ăștia cred că au fost și cealaltă jocuri Pokémon, cred că modelele lor sunt extrem de cunoscute. Ok, hai zi dacă ne-a dat heal la Pokémon că... Oh, le-a dat! Oh, măcar atâta, dude, avem level 19? Mă, nici aș fi crezut. Ok, hai zi ce găsim pintufele astea, bă, băiatule, că nu... Nu prea am verificat starea Pokémonilor pe acelea, știi? Și ziceam să vedem ce se află pe aici. Cred că-s numai Whirlpool și ăștia, dar hai să luăm o rămă. O, și un Budiu! Budiu devenea parcă o floare dubioasă, nu cred că devenea Galad și toate alea. Ok, hai să încercăm să nu-i omorâm. Ia, și să încerc să-i prind din start, zic eu.
Au, trebuie să alegem pe care îl distrugem. Ok, dă-i one shot lui Wurmple pentru că nu vreau mizeria aia. O să luăm un Budiu. Cred că cineva chiar lăsase o sugestie pentru un Budiu. Dacă nu o să punem acolo, nu știu, un Momo sau ceva. Eu tot încerc să mă uit pe aici să văd... Dacă ce... Ok, level up, level 20 pe Ionel și Trunks a putut level mare. Ok, a dat doar foarte puțin damage. Stun spor, bă, și a dat cu muce pe mine, incredibil. Mai știu de unde, cred că lăsați ceva în comentariu legat de Budiu. Cred că dacă îi dau și cu ăsta. Hai să dăm cu Mac Punch, zice că not very effective, vedem. Dacă îl distruge mai e. Nu prea dă. Ok. Și-a dat damage și confusion. Mai dăm o dată cu un Mac Punch, în speranța că poate nu-l omorâm. Și o să-i punem numele, uite, că sugerase cineva aici. Scuturici. Ce drept a dat cu muci pe mine, aș putea să-l numesc Scuturici. Ok, hai să-l prindem. Săracul Budiu e și confused, e și lovit și toate alea. Și mai dă și damage ce trebuie. Vă numim Scuturici, vă că a zis T-Bex Ro a pus numele ăsta. Să mergem pe numele ăsta de aici. Dăm cu Pokemon-ul. Blup. 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 Ok, văd că ne-a dat ceva. Și l-am și prins pe Budiu. Trebuie să văd exact ce evoluție avea Budiu. Cred că devine Cheryl sau ceva, nu? Budeu. Oh, are poisonous. Ok, ok. Și vreau să-i punem nume de sigur. Să o numim Scuturici. Primit ordine. Scuturici. Pam 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 pam. Gata! Îl punem în box momentan. Nu cred că avem cine știe ce chestie. Ok, hai să ne uităm pe... Oh god, iar ne întâlnim cu ăștia. Oh, zice că se formează o legătură mare între Pokémon și antrenor. Ok, ok, hai să vedem care e treaba. Oh, ăștia vor să ne batem. Ok, vreau să văd Budiu în ce evolua. Chiar nu mai știu ce evoluează. Evolution, ia să vedem. Oh, devine Rosard și Rosalia. Oh, asta ar trebui să fie nice. Rosalia e nice ca și Pokémon. Abra, dublu Abra peste tot. Ok. Abra peste Abra. Abra o lor, oare știe să facă ceva? Ca meu nu știa să facă nimic, ca săracu. Era vai de capul lui. Hai Abra, adios. Ne mai auzim. Te-am pupăcit, ai grijă de tine. Cum a? Energy Ball. Asta are șmecherii pe el. Bun. Dă un flame wheel și pe ăsta. Ionel n-are nicio treabă. Literalmente dă one shot-uri peste one shot-uri. Suntem noi mult prea insane de puternici. Aia zic. Ce poți să cer mai mult de atâta, frate? Serios. Acum am observat că era și o fată aici. Bă, credeam că amândoi arată la fel. Și n-am fost pe fază că căptam comentarii și bădiuri. Ok, unde? Auleu, ce avem? Ceva bun. Urăsc că aici trebuie să dai de doi deodată. Nu vreau, nu vreau niciun. Cu toate că cineva a făcut o cerere specială pentru un silicon. Am putea să luăm un silicon de ăsta, să-l numim Romeo. Ia, putem să încercăm asta, să dăm un flame wheel pe Wurmple. Luăm un silicon, să-l avem doar post de Romeo acolo să fie. Bomb dead. Luăm puțin XP. Perfect, Luca iarăși cu level up și Socul îi face level up. Sting. Sting sună bine. Hai să vedem ce înseamnă Sting mai exact. Oh, Sting e ăsta. Soothe lullaby, calming the voice that puts target deep slumber. Sleep. Bă. Luca did not learn Sting. Fuck, am dat, cred că să dau fix pe el, am crezut că... Fuck.
Nu pot zic că chiar am nevoie de așa ceva. Harden. Putem să dăm, cred că, o lovitură după cap, așa. Dăm niște Mac Punch-uri, desigur. Ok. Acum, dacă îi mai dă ea niște Disarming Voice-uri, cred că putem să-l prindem și să-l numim Romeo. Și trebuia să-l dea criticală. Să sperăm că prindem Quick Ball-uri data viitoare. Atâta zic, să sperăm că în oraș vom da de Quick Ball-uri. Ok, hai să întâlnim și cu băieții ăștia doi. Nu, de atât de enervant cu ăștia. Random NPC-urile astea vin să-mi strice mie ziua. Stai, cine? Cum îi chema? Că nici n-am apucat să văd. Donald și Philip. Bine, mă, Donald și Philip. Yo, ăla din dreapta, două. Ok, hai să scoatem pe Wurmple din idee. Burmii ăla. Burmii ăla nu mai știu ce devine. Burmii devine parcă un Pokémon interesant. Burmii. Burmii Evolution. Ia să vedem că stă-s curios ce devine. Ah, în funcție de anumite chestii poate să devină un Wurmadam. Gen o chestie super dubioasă în funcție de ce tip de copac e. Dar la level 20, dacă e bărbat, devine fluture. Deci e un fluture sau devine un copac dubios. Asta e o chestie. Îmi place că n-ai Pokémon. Yo, e Dustox. Man, îmi place Dustox. Dustox ăsta e versiunea coolă de Beautifly. Pară, numai că Dustox ar trebui să cam dispară aici. Nu mai știu cum era schema chestia înainte de Dustox. Oare Dustox avea o chestie după? Evolua în altceva oare? Smackdown. Oh, de ce sună ceva ce chiar Tyler One ar vrea să aibă ca și chestie? Smackdown. Dă acolo, în loc de tackle, cui trebuie tackle acolo. Ia să vedem, mă, stai așa, deci Dustox. Am fost confuz de Dustox. Ok, am învățat Dustox-ul, super. Adică am învățat Dustox-ul, am învățat ălea. Atât. A, e din Cascun devine Dustox. A, din Cascun e. Ok. Eram eu așa confuz. Ok. Mai chem ceva? Încă unul. Da, uite, Cascun ăsta devine Dustox. Dăm și ăsta sal. Pșum, dead. Tu. Bun, level up. Bă, dar noi farmăm level insane aici. Endeavor. Ca și ăla din Hero Academia. Ce e Endeavor? Yeah, this move cuts down the target HP equal to user HP. Ah, gen, dai damage în așa fel. Da. Ok, sună bine. Ceva gen, dacă a meu e low HP, dai aia și îl trage și pe low HP sau ceva genul ăsta. Endeavor sună o idee. Trunks level 15. Trunks e singur care level mic. Water Gun. Da, vreau Water Gun. Ce pot să schimb de aici? Normal că Tackle. Ah, în sfârșit avem și noi abilități de Doamne ajută acum pe ăsta. Avem și noi apă pe el. O să vedem la ce level trebuie să-l facem pe Buijel. Dăm și un Sweet Kiss, dar e deja confused. E ok. Ăla nu mai are ce să mai scoată, nu? Nu, nu cred că mai are ce Pokémon să scoată. Deci de acum cred că putem cale liberă să cam distrugem tot ce prindem. Și dă-i. Boom. S-a dus și Burmii. Mă, mai trebuie să scoată ăsta, încă doi Pokémon mă gândesc, hă? Sau? Level 21. Foarte bine. Disarming voice, but it failed. Cricketune. Au. Look, gen. Super efectiv. Nu, dar am folosit atâtea flame wheel-uri, deci mă jur, putem distruge jumate din rosterul ăsta de pe aici. Deci următorul gym ar trebui să fie o direct o mare plimbare, așa gen, da, ce faci, cum te duci? Ah, e numai iarbă și de-astea? Ok, pa. Deci gen, ar trebui să fie super lejer. Ok, am bătut și pe ăștia. M-aș duce pe acolo să văd ce-i Pokémon gem eu aici. Poțiune.
Pot zic că e ceva de care chiar aș avea neapărat nevoie. Eu văd că am ajuns undeva. Trainer tips, ok, item și cave-uri, pe acolo nimic. Văd că sunt niște drumuri care te duc mai sus. Mamă, alții, fere, deci e teroare cu pădurea asta. Mă jur, deci pădurea asta e făcută clar să nu la bătaie, deci serios. Ia uite-i pe ăștia, frate, ce Dumnezeu. Psyhix. A, Psyduck și... Oh-oh. Că eu pot să-l bapă la Psyduck, s-ar putea să n-am ce să-i dau, că ăla e apă. Deci cred că s-a să dăm cu ăsta. Cred că ăla e fighting și ia damage tot la fighting sau ceva. Chiar a rezistat o țără. Confusion. Aude. Super efectiv. Fii atent, mă, băiatule. Bun, confusion. Water Pulse. Bă, bine că dă pe ea și nu pe mine, că dacă dădea pe Water Pulse-ul ăla pe mine, mă rezolva. Dă un Mac Punch aici, să-i sară creierii. It's not very effective. Ah, nu, deci e fighting și nu se pune și fighting și psychic. Hai că măcar am scăpat de ăla. Ok, pe side dacă s-ar putea să meargă să-i dăm o mare lovitură în cap. Atât. Mac Punch. Direct așa i-am dat un stomac, știi? A, credeam că Tail Whip înseamnă să-i dea cu coada peste față. Ce Dumnezeu. Nu-și dă și el damage, ne-a ajuns să se omoare? Ba da, aia zic. Ăla a fost. Psyduck fainted. Dude, cred că am farmat în pădurea asta de XP, când n-am farmat aproape tot jocul. De-aia mă, că eram atent aici să caut nume și nu știu ce, de-aia nu-i văzusem pe ăștia că aveau animațiile astea și tura trecută. Da, deci cred că trebuie să luăm în dreapta, de fapt, pe aici. Numata ca, nice. Ok, unde suntem aici, așa, în sus de tot. Eu minge acolo, de obicei nu are rost să mă ajut pe mingele alea, că-s maximum poțiune sau ce, și cred că am ajuns. Oh, ce vrea să-mi zică? Uite, asta e ieșirea, sunt atât de liniștit acum, în sfârșit putem ieși de aici. Nu credeam că o să ies de aici singur vreodată, mulțumesc pentru ajutor, căciulă. O să vin și eu. Unde crezi că fugi, dumitale? Ce crezi că s-a terminat distracția? Asta e Eterna City, bă, băieți. Sau nu e? E ruta 205. De poțiune. De jocul ăsta are atât de multe locații de explorat, mă jur. Că văd că și în spate aici mai era ceva. Gen 205. Eterna Forest. Dar din cauza că n-am abilitățile de tăiat crengile, nu pot să mă duc mai departe. Stai așa. Și 205 ăsta, dacă duci sus pe acolo, te duci undeva? Vie aici, practic. Nu e treaba. Eterna City, though. Let's go! Stai să verific Pokémonii. Suntem bine? Practic ar trebui să fie healuit asta, da. Unde fi gym? Uite magazinul de biciclete, două. Putem să luăm biciclete de aici? Și văd echipa galactică. Ceea ce înseamnă că o să avem de rezolvat și pe aici ceva. Mă, dar nu e nimeni aici. E cu echipa galactică, managerul. Bine, frate, că e cu ăla. Ok, unde e... Mare gym battle aici. Ne să mergem direct să ne batem? Nu e tipa asta la altă. At my gym, no one gets to battle with the gym leader until me, they are defeated all other trainers. De fapt, asta era de fapt. Bine, aș putea să încerc să-i ocolesc pe fraier să o duc direct la țintă, gen. Dacă e să o luăm așa. De fapt, stai că trebuie să-i bat, de fapt. Stai, nu mai contează. Trebuie să se producă content, știi? Adică tot trebuie să batem, nu merge așa. Da. Nu-i pășu stache. Asta cred că e cel mai direct gym dintre toate. Doar te duci și ai rezolvat. Deci văd că nu-i nimeni aici, înseamnă că trebuie să o luăm prin altă direcție. Înseamnă că dreapta e o minciună, doar stânga e adevărul, mă? Și stânga pe unde?
că nu pot să, nu pot să fac mare brânză. Uite pe aici, a, uite mă că e loc de fapt. Mamă, e așa de împârliga locul ăsta, mă jur, trag de, de controller ăla ca de nu știu ce. Păi și stai mă, cum, cum batem trainerii? A, uite mă că acolo era, doamne, ce vorbă-s. Deci noi asta trebuie să facem de fapt, să căutăm pe aici și să găsim trainerii unde se află. Hai să batem-o pe asta, cât are 2 Pokémon? Hai Carlin, scoate tot ce ai de iarbă. Ce rubi, aia zic, direct, da, să-i termin. Oare mi-a dat și punctele de, de mișcări înapoi sau o să trească să ieșim să-mi dau restore? Te-a glădat. Okay. Cu ăștia trânăm relativ repede, ar trebui să ne descurcăm lejer. Hai, Vale! Aia zic. Sunt deja o forță de neoprit, frate. Deja avem echipa ideală. Nu mă interesează Roselia. Din Bădiu. Pă loc. Jbong. Acum mai contează. L-ai făcut pe, pe Monferno-ul meu să fie direct animalic. Vă dați seama că nu o să mai ai ce să mai faci. Mă, cât XP a luat totuși. Level 19. Level 19 și Luca. Și aia a fost. Ok, next trainer. In the past the boulders. A, zice unde e, dar cred că așa era ordinea, și gen să bați, bați pe ăla acolo. Deci aia e aici, a? Vedeți ce zicea exact, deci... Is at the end past the two boulders, I think. At the end. Adică aici zice, dar... nu prea văd pe nimeni, sau at the end aici. Mamă, dar nici că o vedeam, lol. Nu vedeam nicio idee, what do you mean? Cine e asta, Roma Lady Jenna? Ce ai vere, Budiu, vai. Cred că am anihilat tața Budiu azi. De clară schema. Iar ar fi mers să avem și pe cineva de, de iarbă în staff, în echipă, dar nu știu pe cine am scoate. Bine așa. Are poison. What? Nu la poison. Cred că pe Luca l-am putea scoate că e doar bug type și să punem pe Budiu să devină grass type. Mai știu ce alte type-uri mai are Budiu. Ok, poate punem în echipă. Păscuturici. Sau îl punem, de fapt, că e un el. Budiu, încă unul. Pițar. Budurile. Da, poate punem în echipă și dăm o leacă de boosting pe, pe acel Budiu. Bun. Încă one shot, ca întotdeauna. Și critical, nu ca și cum mai contează. S-a dus. Ok, efectul de poison încă ne dă ceva damage. O să dau heal probabil înainte de luptă finală. Încă un Budiu, doamne. Cuți mai ai, gen. Bun așa. Ionel 22. Bine. Gata mă și cu gena asta. S-a dus și ea. Ok. I hit about next trainer in the middle of the trees. There is for my hint. Middle of the trees. Când mijloc, mijloc, gen. Eu cred că merg spamând au. Cred că am văzut. Uite-l. Te-am găsit. Șarpici ești. A, are un singur Pokémon. Are Angela acolo. Ce are? Un Turtwig. E ceva ce nu vezi în fiecare zi. Oare mai are poison spell? Oh, încă are poison spell, sărăcuțu. Pare rău, Turtwig. Pa! Dead. Săracu. Și criticală.
Deci, practic, de fapt, ăsta era primul, aia de s-a doua și ăsta al ultimul era al treilea. Ok, KFC avea nevoie, dar trebuie să prinde și el odată aerial stuff. O să mai schimbăm, probabil data viitoare schimbăm echipa. It's by the four flowers. Oh, aici, e. Stai, four flowers, zice. Aici, nu? Bă, dar unde se ascunde? Bă, ce chestii, deci nu le vedeam. Asta e nou. Frumusețea Lindy. Lindsay. Roselia. Din păcate, farmăm flame wheel-ul ăsta ca ultimul rahat ce suntem, dar e ok. Aia zic. Dead. Puțin XP acolo, lejer. Acum ne batem oare? Adică sunt 4 de obicei, mai mult de atât nu. Uite că e gata, gym leader-ul. Da mă, că acum s-o rezolv și pe asta. Hai să-mi dau... să-mi dau poțiunea aia și antidotul. Antidot. Dăm și o poțiune. Și atâta. Dar nu cred că pot schimb Pokémon aici, trebuie să merg la un Poké Center. Am o să luăm și badge-ul ăsta, frățioare. Facem Omega Progres. Da, te-am făcut puțin să aștepți. Ea e Gardenia, the Grass Type Master. Prima dată când te-am văzut, eram convins că o să reușești. Aveam eu așa că, aveam o vagă presimțire că ai o aură așa câștigătoare. Lăsăm. În fine, hai să trecem la treabă. Hai să ne batem. De-aia, pe tipa asta o ții minte din o tonă de poze și cred că știi când am urmărit anime-ul în sine. Ok, 3 Pokémon, eu am 6. Cherubi. Deja pot să zic că e floare la ureche, băieți. Doar pur și simplu spamează Flame Wheel, Bobby. Mai mult data nu o să ai nevoie. Vezi, vedeți cea mai ușor gym trainer? Ăsta și cu ăla de bug type-uri, dacă există vreo, nu ar trebui să fie easy. Și bine, și pentru alte tipuri, iarăși avem, cred că, orice soluție. Ok, altceva, Turtwig, ho-ho-ho-ho. Damn, se vede că zonele astea între orașe sunt făcute clar să te boosteze masiv dacă ai răbdarea să stai pentru ele. Dar dacă o decizi să nu stai pentru ele și vrei să te pui pe altă treabă, e bine, e ok. Against physical move, se pare, asta nu e physical move. Super potion, e să-ți fie rușine. Dă-i-mă acolo. Protejește-te, Bobby. Pa, Turtwig. Mamă, dar ce rezistă? Asta e ce mai rezistă în Turtwig pe care l-am văzut odată. Pa, asta e că e supărat. Domn Turtwig e supărat acum, băieți. Au, neau. De acum. Pa, dar nu mai folosi poțiuni. Mă băteam cu 3 turtuici până acum, dă-o în pana mea de treabă, super efectiv. I-am dat și foc, aia zic, în sfârșit. Mai mult foc, ia de acolo. Dă-i și rupe-l. Era și culme de acolo să mai trăiască. Ok, adu ultimul Pokémon tău, ce este? Roselia, Rosaria cu grad maxim sau Sal? Ok, Trunks level 17, Reflectul s-a dus, Gardenia! Nu, Gardenia e altceva. Asta e aia de între Gardevoir, înainte de Gardevoir. A, nu, Gardenia e ea, frate, ce prost. Asta e multe mai mulță Rosalia, aici prost. Eu mă gândeam, eu eram cu capul în alte idei, scuze. Stanspor, dar m-am ferit, cât sunt șmecher. Ia Valea. Mamă, e full grass type. Stai că mâncă sămânță mi-o. Bagă boaba aia blanau. Nu o te ajut. Nu o te ajut. Ai ceva de zis? Crezi că m-ai încolțit? Nu cred, sunt sigur de asta. Noduri. Au?
cine știe ce. Ok, rândul meu. Pa! Gata, s-a dus și Rosegard ăsta. Rosegard e nice. Putea să o avem și noi în echipă în locul Luca. Deși bug type-urile de obicei merg destul de ok și ele. Poate găsim unul mai ok. Bine pe level. Toți level 20. Chiar că. Well, încă un badge luat, băieți și fete. N-avem nicio treabă. 2000 de bastârci. Suntem bine. Probabil că am zis asta până acum, dar chiar ești, probabil că ți s-a mai zis, probabil că am zis asta până acum, dar ești destul de puternic, puternică. A fost destul de greu să crești Pokémon ăștia așa de buni. Asta probabil s-a măsurat și cât de mult îți iubești Pokémonii. Ca semn de recunoștință îți voi da asta. Bad. Nice. Forest Badge for Gardenia. Gardenia își dă numire la o florărie în Târgu Ocna, unde dă-n stiu. Ok, cu Forest Badge ăsta putem folosi Cut, care e disponibil din Poketec. Acum că ai două gym badge-uri, Pokémonul o să... ideea că acum putem ține trade-urile mai ușor și costă... Aia zic, da. Și încă mai dă ceva aici. Stickers that Gardenia uses. Stickere, un teme, care cred că e Cut-ul cel mai probabil. Și asta e bine. Oh, Grass Knot. Îmi place așa tare. Cu cât e mai greu Pokémonul oponent, mai mult damage o să cauzeze. Ok. Foarte tare. Bă, eu zic că ăsta a fost, cred că, cel mai easy gym până acum. Probabil că nu o să ajungem și pe la ăla de apă și o să ne punem pe Luxray la treabă. Cred că și ăla o să fie relativ destul de ușor, dacă se întrebe pe mine. Ezi, prietenul nostru aici, Billy, pe aici? Barry, nu-i pe aici. Și cred că trebuie să ne căutăm de treabă pe la echipa galactică. Mă gândesc să stau să farmez data viitoare puțin ranking. Pardon, puțin leveling pe Buizel, doar ca să mă asigur că putem face o treabă destul de bună. Bă, oricum ăsta din nou a fost cel mai easy gym battle până acum. Dar oameni buni, cam asta ar tot prin acest video. Sper că v-a plăcut, nu uitați să dați like, subscribe, share și comment. Iar noi ne auzim cea probabil data viitoare. Pa, pa!